Elevii nemțeni cu posibilități financiare reduse au posibilitatea ca și în acest an școlar să beneficieze de programul social inițiat de Ministerul Educației privind achiziționarea de calculatoare. Astfel, bonurile valorice de 200 de euro pot ajunge la elevi sau studenți în învățământul de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, care au un venit brut pe membru de familie sub 150 de lei. O condiție majoră este aceea că ajutorul să se acorde de o singură dată în cadrul unei familii. Programul social, un calculator pentru fiecare elev, cel cunoscut în deopște, sub denumirea de 200 de euro, este în derulare și anul acesta școlar, sperând personal ca numărul de elevi care se înscriu la acest, program să fie cât mai mare. Se poate obține un calculator relativ performant cu această sumă și trebuie ca fiecare elev de la clasa pregătoare până la clasa de liceu să aibă un calculator. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator, beneficiarii trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ la care este înscris elevul sau studentul. Cererea va fi însoțită de o copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului studentului, iar în cazul elevilor împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui sau ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal. După caz, copii ale certificatului actelor de naștere sau ale actelor de identitate ai tuturor membrilor familiei, adeverință de la instituțiile de învățământ, unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați sau surori, acte doveditoare în original privind veniturile membrilor familiei, declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membrul de familie se încadrează în plafonul prevăzut de legislație și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard, adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală, calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei 1, adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare pentru toți elevii.